Așa, gira-te un pic. Ce? Patronul cu echipa, patronul. Ne pregătim pe trecere așa. Nu ne place. Nu pângem. Nu pângem la așteptăm. Parte, Adi, te rog. Hai, ok. Spune, moșe, știi să-mi dai bani pentru sau vesti? De ce scoți picioarele? Să-mi. Da, hai la mamă, hai la mami. Nu, nu mâncăm blujița. Gata, hai, acum ne îmbrăcăm. Astăzi.
te țină mami în brațe. Opa, ția. Să stai tu în fungule. Hai, fac un capul. Așa, bagă singur. Hai, dar nu ne speriem. Nu ne speriem. Wow! Pentru aia, că nu se întâmplă nimic. Foarte ca seara. Știu. Stai ca ziua. Da, da, acum, da, continuați. Da. Alex. Alex, dă-ne brâu. Brâu și o foarte că. Da, brâu tot. Îi vine foarte bine lui. Și foarte că. E acolo la cutia mea de make-up. Și acum puneți și pălăricuța. Așa. Wow, bebe! Ce te citești în bătă? Mă, te văd. Așa.
Mersi voi! Ce frumos îți stă! Nașu? A, recuperat cămașa? Da! Super, super! Îți vine să rămânești cu totul acum. Da, și că el a văzut că se joacă Andrei cu balonul, asta face acum, da? Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Pe numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și a unuia născut Fiului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea peste robul Tău, Patrick Elia, care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt și a se păzit sub acoperământul aripilor Tale, depărtează de la el înșelăciunea cea veche și rumpe pe el de credința cea întru Tine, de nădejde și de dragoste, ca să cunoască el că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i Lui să umble păzind toate poruncile Tale și cele plăcute Ție să săvârșească, pentru că de va face omul acestea, viu va fi prin ele, scrie-l pe acesta în cartea vieții Tale și lunește cu turma moștenirii Tale, ca să se prea slăvească de numele cel Sfânt al Tău și al iubitului Tău, Fiul Domnul nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău, celui de viață făcător, să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre El și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii Lui. Veselește-L pe El într-o lucru mâinilor Lui și în tot neamul Lui să se mărturisească Ție închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și prea înalt și să Te laude pururea în toate zilele vieții sale. Că pe Tine Te laudă toate puterile cerești și a Ta este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne întoarcem cu fața spre apus. Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sălășluit între oameni, ca să surpe tirania ta și pe oameni să-i izbăvească. Cel ce pe lemnul crucii a biruit puterile cele potrivnice, soarele întunecându-se și pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moartea pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole, te jur cu numele lui Dumnezeu, care a arătat pomul vieții și a rânduit heruvim și sabie de foc ce se întorcea de-l străjuia, cutremură-te și te depărtează, că și te jur cu numele aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile mării și a certat viporul vânturilor și a cărui căutătură seacă adâncurile și groaza lui topește munții, că acela și acum îți poruncește prin noi, teme-te și te depărtează de la zidirea aceasta și să nu te întorni să te ascunzi din el, să întâmpini pe el, să lucrezi împotriva lui, nici noapte, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te pune Dumnezeu până în ziua cea mare a judecății. Teme-te de Dumnezeu cel ce șade pe heruvim și caută spre adâncuri, de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătorile, zăpânirile, puterile, heruvim cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, de care se cutremură cerul, pământul, mare și toate câte sunt în ea. Ieși și te depărtează de la cel însemnat nou ales ostașa lui Hristos, Dumnezeul nostru, căci te jur cu numele aceluia care umblă pe aripile vânturilor și face pe îngerii să-i slugi, pe îngerii să-i ducă și pe slugile sale fară de foc, cel ce te... Ieși și te depărtează de la zidirea aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că s-a prea slăvit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul cel Sfânt, cel înfricoșător și slăvit, cel ce este în toate lucrurile și în tăria sa neajuns și nepătruns, cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsa muncii de veci, din noi nevrednicii loviluiți, poruncește ție și la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare să te depărtezi de la noul însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jurul te dar cu tot viclene și necurate și spurcate și urâte și duhurile străine cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, cel ce a zis Duhului celui mult și surd, ești din om și de acum să nu mai intri în el, du-te, cunoaște puterea ta cea deșartă, care nici este porci n-a avut stăpânire, adu-ți aminte de cel ce ți-a poruncit ție după cererea ta să intri în turma lor. Teme-te de Dumnezeu cu a cărui poruncă pământul pe ape s-a întărit, de cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor hotar și văilor măsură, cel ce a pus nisipul hotar mării și în ape multe cărare tare, de cel ce se atinde de munți și îi fumecă, de cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, de cel ce a întins cerul ca un cort, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului.
Deci el ce cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ, ieși și te depătează la cel ce se pregătește către Sfânta Luminare. Jurute cu pătimirea cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitul lui Duh și Sânge și cu rânduia lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi să judece tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, să te pedepsească în ghiena focului, dându-te în întunericul cel mai din afară, unde ghermele nu doarme și focul nu se stinge. Că puterea este a lui Hristos, Dumnezeu nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și pe vecilor. Doamne, Sabaoth, Dumnezeu lui Israel, cel ce tămăduiești toată boala și toată neputința, caută spre robul tău acesta, Patrick Elias, caută, cearcă-l, cercetează și depărtează de la el toată lucrarea diavolului, cearcă lucrurile cele necurate și te depărtează și curățește lucrul mâinilor tale și lucrând cu grabnica ta lucrare, zdrobește de grab pe satana cu picioarele lui și dă biruința asupra lui și asupra duhurilor lui celor necurate, ca dobândind mila ta să se învrednicească de tainele tale, cele nemuritoare și cerești, și ție slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, cel ce ești, care l-ai făcut pe om după chipul și după asemănarea ta și ai dat lui putința de a dobândi viața de veci. După aceea, căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea ce ai rânduit mântuire lumii prin îndruparea Hristosului tău, însuți primește-ne împărăția ta cerească și doctora aceasta ta pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide-i lui ochii gândului ca să prălucească în el lumina Evangheliei tale, însoțește viața lui cu înger de lumină, ca să-l izbăvească pe el de toată gânduiala potrivnicului, de împlinarea celui viclean de demon de amiază și de nălucirele. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul duc, ca să se ascunde, se împrejează în inima lui. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul duc, care se ascunde, se împrejează în inima lui. Depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul duc, care se ascunde și se împrejează în inima lui. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii idolei și a toată lăcomia, Duhul mintinii și a toată necurăția, care lucrează după învățătura diavolului și fă-l pe el o aie cuvântătoare turmei cele sfinte a Hristosului tău. Mădular, cinstit al bisericii tale, fiu și moștenitor al împărăției tale, ca după poruncile tale viețuind și păzind pe cederea nestricată și prin veșmântul întina să răbundească fericirea sfinților în împărăția ta, cu harul și cu îndurările și privirea de oameni, ale unuia născut fiului tău, care împreună ești binecuvântat, prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepăd. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepăd. Te lepăda de Satana. M-a lepădat de Satana. Te lepăda de Satana. M-a lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. M-a lepădat de Satan. Suflă și îl scuipă pe el, sufla și scuipa simbolic spre Apus. Și vă întoarceți acum în fața. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și cred lui ca unui împărat și Dumnezeu. Cred lui ca unui împărat și Dumnezeu. Tu ziceți cred. Da. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tată s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este întinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos. Amin. Și cred lui ca un împărat și Dumnezeu. Cred lui ca un împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și te închin lui, mă închin Tatălui. M-am închin Tatălui. Și Fiului și Sfântului Duh, treimii celei de o ființă. Treimii celei de o ființă. Și nedespărțit. Și nedespărțit. Binecuvântat este Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască
și la cunoștința adevărului să vină acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cheamă pe robul Tău, Patrick Elias, către luminarea Ta cea sfântă și nu veniceste de acest dar mare al Sfântului Botez, dezbracă-L pe El de omul cel vechi și îl miluiește pentru viața de veci și nu umple de puterea Sfântului Duh spre unirea cu Hristos, să nu mai fie El de acum Fiul al trupului, ci Fiul al împărăției Tale, cu bunăvoința și cu harul lumii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Tău, Sfântul și Bunul și pe viața Bucătorul Tău. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Amin. Pentru pace Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să se sfințească aba aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, pentru ca să se trimite ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Curățitoarea trăimii cele mai presus de fire, pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe, prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să arate apa aceasta izgonitoare de toată pântuiala vrăjmașilor, celor văzuți și a celor nevăzuți, pentru ca vrednic să se facă de împărăția cea nesfricăcioasă, cel ce se botează cu aceasta, Domnului să ne rugăm. Care vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea Lui, pentru ca se arate El Fiul al Luminii și moștenitor al veșnicilor Tale bunătăți, Domnului să ne rugăm. Doamne, să-și facă El preplăsătii și părtași morții și învierii Lui Hristos, ca să-și păzească El haina botezului și să-L regază în unia prin media și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții spomenindu-o. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să dăm. Și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Aducându-le dintr-o neființă într-o ființă, cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă îi vernisești lumea. Tu din patru stihii așeza făptura cu patru vremea încununat cortele anului. De Tine se cutremură toate puterele îngerești, pe Tine te laudă soarele, pe Tine te slăvește luna. Ție se pleacă stelele, pe Tine te ascultă lumina, de Tine se îngrozesc adâncurile. Ție slujesc izboarele, Tu ai întins cerul ca un cort, Tu ai întărit pământul peste ape, Tu ai îngrădit marea cu risip. Tu spre răsufla ai revărsat aerul, puterile îngerești, Ție slujesc
și cetele arhanghelilor ție se închină. Cherubimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase ari, împrejur stând și zburând, de frica slavei tale celei necuprinse se acoperă, că tu Dumnezeu fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început ai venit pe pământ chipul nostru, luând într-o asemănare omenească făcându-te, că n-ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările milei tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavolul, ci ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul tău, vestirea ta. Capetele balaurilor care se încuibaseră acolo l-ai zdrobit. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău tu și sfințește apa aceasta. Dar, iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh și sfințește apa aceasta. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh și sfințește apa aceasta. Deslegare de păcate, vindecare de bol, diavolilor, fiire de puterile cele potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească. Să fugă de la iar disman și sinirii tale, că am chemat, Doamne, numele Tău cel minunat, slăvit și fricoșător pentru cei potrivnici. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul citare toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească în semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Să se depărteze de la noi toate nălucirile cele din văzduh și nearătate și să nu se ascunde în apa aceasta. Duhul cel întunecat, rugăm-ne ție, Doamne, să se coboare în acesta care se botează, cu cuvintea în care aduce cele mai Oh!
trebuie să așa. Se unge robul lui Dumnezeu Patrick Eli, ascunde lemnul bucuriei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tămăduirea sufletului. Sunt tot ce puțin pe o parte ca să spate. Și a trupului. Amin. Spre ascultarea credinței. Minile tale m-au făcut și m-au zidit ca să umblă pe căile tale. Așa, moșica să ia. Se botează robul lui Dumnezeu, Patrick Elias, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Uite, mai stai un pic aici în apă, ca să te udăm bine, așa, peste tot, da? Acum și cururea și așa și lăsați-l acum să se împartă. Gata. Așa. Nu ștergeți, să așteptați. Așa. Ia uite mama ce ai tu aici. Așa. Nu știu cum am văzut. Ai văzut? Dați-i pătetele! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
ascultă mai mult și eu. Să luăm aminte.
Galileea, la muntele unde le-a poruncit lor Iisus, și văzându-l s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Ne rugăm pentru acest nou botezat, robul tău, Patrick Elias, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru robii tăi, Ionuț, Narcis și Ionela, Marinel și Ana nașii, Pătru Marian și Anca moșii lui, care au primit pe punctul acesta, pentru sănătatea și preacuratei sale Maici cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci și pentru rugăciunile tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne
care iată de astăzi, pe lângă faptul că a primit un nume în biserică, a primit un îngeraș care va avea grijă de creșterea lui și de și va avea grijă de el toată viața. Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate și să crească mare, să-și bucure părinții, bunicii, nașii, moșii și pe toți cei care vor interacționa cu el de-a lungul vieții sale. Să fie un om bun, să crească mare și să aibă toate bunătățile de la Dumnezeu. Dumnezeu să-i dăruiască sănătate și să trăiască într-un mulți și fericiți ani. La mulți ani! Lasă că o să ajungă preot. Treabă în casa ta, n-am o voie în biserica ta cea sfântă. Pentru frica ta, Doamne, propățuiește-mă cu dreptatea ta, îndreptează înaintea ta calea mea. Se împisericește robului Dumnezeu, Patrick Elias, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se împisericește robului Dumnezeu, Patrick Elias. Nașul, cu nașa. Nașul cu să veniți pe prunc. Veniți și nașa. Cu lumânarea. Nașul îl puneți pe mâna dreaptă ca să-l împărtășiți. Să primiți pe mâna dreaptă, așa, și îl țineți așa un picuț aplecat ca să-l împărtășim. Să-i scoateți suzeta, dar așteptați ca să-l părinte cu împărtășit. Vezi că am plăcut în biserică. Ei, da? Mâine, poi mine ajunge preot la el, în sat. Doamne, ajută! Da? La el, în sat, acolo, la lor. Lasă că cu nena apoi, așa am mâncat. Că nu știm noi cum ne poartă, cum poartă da. Dumnezeu pașii. Așa e. Ca până la 7 ani, el se poate împărtăși fără spovedanie. Deci în biserică ortodoxă, dacă îl duceți, îl vor împărtăși fără inclusiv. Uite, vezi că e bun? Ce bun e. Gata, gata, gata. Hai că mai puțin, 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 Patrick. Gata. Hai să-l scoatem un pic după aceea. Gata, gata. Să vă trăiască, doamnă! Patrick, vine, vede Patrick în poză.
Specializate pentru a putea fi folosite în război. Se foloseau, bineînțeles, și topoare mici de o mână. În orice caz, nu seamănă cu cele din filme unde vedeți un războinic cu un topor mai mare decât capul lui. Treaba asta în istorie nu s-a întâmplat, dar ca și topoare mari, acestea sunt niște exemple foarte bune. Erau folosite de luptători de elită care erau specializați în arta războiului la vremea respectivă. Și, în ultimul rând, sabia. Acum, în limba română, există o mică dilemă vis-a-vis de denumirea folosită, dar, practic, spada este dreaptă și are două tăișuri și sabia este curbată și are... Adi, te văd. Nu este clar, nu este clar.
de oprit, am luat pe gând și te-am adus crește. Te-am luat pe gând și te-am adus crește. Doamne ajută. Doamne, ziua de două. Așa, cu asta ce faci? O puneți în fiecare.